Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 100 forint, emitentă în Ungaria pe perioada Republicii. Moneda de circulație standard între anii 1996-2011, compoziție bimetalică, centrul din oțel placat cu alamă în inel din oțel placat cu nichel. Greutatea 8 grame, diametru 23,8 mm, grosimea 2,2 mm, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus. Pe avers avem scutul încoronat al Ungariei cu data mai jos, înscrisul Republica Ungaria. Pe verso avem valoarea în litere și cifre și o coroană. Marginea este zimțată. Această monedă este din anul 1996. A fost produsă într-un număr de 4.219.000 de bucăți, cu o valoare nominală de 1 dolar și 10 cenți. Se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 12 dolari și 15 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!